Legătură cu noi se află Ian Cuguda, analist economic-financiar. Mulțumesc pentru prezență. Cum facem să traducem o nouă etapă în toată această nebunie legată de bani pe care unii dintre ei o să-i ducă, bineînțeles, în teoria conspirației, că vor ajunge, poate, e și adevărat, cine știe, în zona băieților deștepți? Sunt 80 de miliarde de euro pentru România, puțin, mult, în contextul dat al negocierilor tensionate. Bună ziua, doamnă, și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Aici lucrurile sunt foarte clare. Banii europeni sunt pentru investiții, nu pentru cheltuieli. Deci cine speră, crede, speculează că acești bani se vor duce pentru creșteri de alocații, că tot este în discuție în perioada asta, dublarea alocațiilor pentru copii sau creșterea pensiilor cu 40% era legea în forma inițială și s-a spus că nu sunt bani, iar acum unii se pot aștepta că sunt bani și se vor putea majora pensiile. Deci toate acestea sunt așteptări false. Sunt bani pentru investiții și asta înseamnă că ai nevoie de proiecte concrete pe care să le pui pe masă, care să se referă la investiții pentru infrastructură, adică să faci autostrăzi de la până la. Avem o distanță de ca să expropiem plus costurile de fezabilitate, plus costurile de construcție, ne costă autostrada, nu știu, 10 milioane de euro pe kilometru. Și pentru aceste proiecte sunt orientate fondurile, sunt dedicate aceste fonduri. Apoi, infrastructură în sistemul energetic, pentru că noi depindem foarte mult de anumite surse, cărbune în special, și nu avem o diversificare în special către energie verde. Apoi, infrastructură în agricultură, ne referim la sistemele de irigații foarte învechite și unele lipsesc cu desăvârșire în anumite zone ale țării, unde în continuare ne rugăm la divinitate ca să avem recoltă bună, precum se întâmpla în Evul Mediu, și avem o producție agricolă meteosensibilă. Apoi, în infrastructură digitală, care înseamnă în administrația publică, când te duci la primărie să dărâm un perete, trebuie să completezi documente, hârtii, să aștepți poate chiar un an de zile cu foarte multe etape și multă birocrație. Când, de exemplu, în Estonia totul se întâmplă pe internet în jumătate de oră, trimiți documentele atașate, primești aprobarea a doua zi și poți să dărâm peretele în apartament. E doar un simplu exemplu ca să înțeleagă cei care ne urmăresc impactul digitalizării administrației publice în viața de zi cu zi. Și aceste exemple sunt mii. Evident că nu face scopul acestei discuții și nu putem să le acoperim pe toate. Dar sunt foarte multe, o să spun altfel, care ar trebui să fie idealul în administrația publică, să mergem la primărie așa cum se duc și la autoritățile publice, așa cum se duc cei din Estonia. Doar pentru moarte, deces, doar pentru vânzare, cumpărare, doar pentru căsătorie, divorț. În rest, totul se întâmplă pe internet. Să înființezi o companie durează 30 de minute. În Estonia, trimiți documentele, le atașezi, până dimineața le trimiți, seara ai deja compania. Ai codul de identificare fiscală, a doua zi poți să te apuci de treabă. Asta înseamnă digitalizarea administrației publice. Iar în România, acești bani ar trebui să fie folosiți și pentru digitalizarea administrației fiscale, așa cum în Bulgaria. Vedeți, vă dau exemple mai omenești, nu vorbim ce se întâmplă în Germania sau în alte țări mai dezvoltate. În Bulgaria, de peste 2 ani, toate documentele fiscale, cele de taxe, TVA, contribuțiile pentru angajați, impozitul pe venit și facturile pe care le emiți în fiecare zi, se emit direct din sistemul administrației fiscale. Asta înseamnă că această administrație fiscală, ANAF-ul, în cazul nostru, are vizibilitate în timp real pe tot ce se întâmplă în companie și vede imaginea de ansamblu, că toate documentele, facturile se emit direct din ANAF. Și iată ce beneficii putem avea, pentru că ANAF-ul poate vedea imediat semnale de alertă de evaziune fiscală și să intervină chirurgical în controle și să-și dozeze resursele mult mai bine. Anticipăm deja ce beneficii putem avea datorită autostrăzilor, mobilitate mai bună a oamenilor, timp mai puțin pierdut pentru transportul, costuri mai mici pentru transportatori și automat suntem mai competitivi. Apoi pe sănătate, să avem
spitale moderne unde să primim servicii de calitate, în educație, în sănătate, la fel, zone sociale, în educație, să avem grădinițe, școli moderne, să nu mai avem jumătate din școli la țară care se încălzesc cu sobă pe lemne, dacă există lemne, sau până se încălzesc copiii în gheață jumătate de program, jumătate de zi până se încălzește camera, iar apoi în sport, unde pe toate domeniile, dacă le luăm pe rând, se face în special datorită, sportul în România se face datorită sprijinului și cofinanțării părinților. Tenis, sport, fotbal, handbal, basket. Nu avem centre complexe, multidisciplinare, măcar unul pe județ. Și nici nu cred că o să le avem nici de acum încolo. Mi-e teamă că n-am învățat lecția și îți propun, Iancu Gudea, să ne mai auzim o dată săptămâna aceasta pentru a traduce exact ce ar trebui să învățăm din perspectiva asta. Mai dați-mi un minut să spun un lucru. 30 de secunde, te rog. 30 de secunde. V-am dat atât de multe exemple ce ar trebui să se facă cu banii ăștia. Și eu cred că, chiar dacă în ultimii 30 de ani s-au promis multe și s-au făcut puține, de data asta nu mai există scuze. Avem bani, avem proiecte, nevoia este maximă, toleranța nu cred că mai este zero, răbdarea mediului de afaceri și oamenilor este zero, de ca apare exigența este maximă. Dacă în 2010 au început să moară partide pentru că au tăiat și au făcut austeritate în vreme de recesiune, acum cred că partidele care vor fi la guvernare din toamna acestui an o să iasă de pe scena politică dacă nu vor face aceste proiecte. Pentru că nu mai sunt scuze, sunt bani. Dacă incompetența este cea care va limita capacitatea să implementăm aceste proiecte, este problema lor. Toleranța deja cred că și răbdarea sunt la minime. Lumea nu mai acceptă scuze pentru că nu mai există scuze. Deci aceste proiecte trebuie făcute, sunt bani. Și eu cred că de data aceasta contextul diferit, unic al pandemiei COVID-19 și faptul că sunt acești bani, îmi dau un optimism și sper ca peste 5 ani să vă înșelați dumneavoastră și să am eu dreptate și în 2025 să le dădem măcar o parte din ele implementate. M-aș simți mai în siguranță dacă m-aș înșela și ai avea tu dreptate, Iancu Gudea. Îți mulțumesc, Iancu Gudea, analist financiar, îl veți mai auzi aici la Gândul Live.